pentru domnilor, e foarte greu să lansezi după o stea televiziunii independente. Noi lansăm un mare roman francez, un roman de debut care a devenit un fenomen literar. E foarte greu să devii fenomen literar și editorial cu un roman de debut. Acest roman, care se numește Confidentul, este scris de autoarea franceză Hélène Grémion și de la publicarea în Franța la sfârșitul anului 2010 a ajuns să fie editat în 27 de țări, unde este bestseller, iar pe România este a 28-a țară care îl publică. Hélène Grémion este tânără scriitoare franceză, s-a născut în 1977 la Poitiers, a făcut studii cu doctorat în filologie și în istorie, a fost jurnalist la Le Figaro și de asemenea a făcut filme de scurt metraj. A spart piața internațională cu acest roman, roman care a primit 7 dintre cele mai importante premii franceze pentru debut, printre care Laurier Vert de la Forêt des Livres, prix du premier roman, prix Palissy, prix Emmanuel Robles, prix Jeune Talent Littéraire de Club de Lecture, iar în Germania, în 2013, a primit premiul studenților europeni, premiul Eurechio Schüler Literatur. Ce a făcut ca acest roman să fie primit ultra elogios de critica literară franceză și europeană și în același timp să devină un mare, mare bestseller? Numai în Franța până în prezent s-au vândut din el 800.000 de exemplare. Invitatele mele de astăzi, care vor încerca să răspundă la această întrebare, sunt jurnalista Alina Purcariu și criticul literar Elisabeta Răspon. Cum se poate ca un roman să fie primit ultra-eologios de critică și în același timp de public devenind bestseller internațional? Alina Purcariu.